să căutăm o vață, să găsim înțelepciune și să găsim o motivație suplimentară pentru a petrece aceste zile ale Sfântului și Marii Post într-o tensiune duhovnicească crescută, într-o atmosferă de așteptare și de înălțare sufletească. În Sfânta Scriptură, cuvântul cel inspirat de Dumnezeu, suntem îndemnați să căutăm la înaintașii noștri, să le cunoaștem viața și mai presus de toate să încercăm să le urmăm exemplu. Dragi oameni, bine v-am găsit și v-am ales. Întâlnim-o și la răzut, dar avem Dumnezeu că prin osterea, cum am zis și dragostea, Doamne, lași, pentru că vedeți, să ne vedem mai mulți în seara asta. Așa că, iubiților, asta e un lucrător. Și la această dragoste dumneavoastră am venit și eu, invitată de pentru ce ne vedeți și binecuvântarea vrea să Sfântului nostru. Iubiților, despre Părintele Arsenie, dacă s-a slăbit, multe ar fi de spus, dar începem și cu o apucată, cu o poezie. Cu ce să încep? Întotdeauna când vorbesc, vreau să vă cunosc, cred că nu pot vorbi fără să spun cum l-am cunoscut pe Părintele Arsenie. Cu asta trebuie să încep. L-am cunoscut în 75. Deci în 75 l-am văzut și l-am auzit. Nu de puțin ori. Dar ce este mai important, că eu sunt vindecată miraculos, de cancer, de acest mare lucru Dumnezeu. Viața și sănătatea mea e datorită mie, cu Dumnezeu, a Maicii Domnului și-a dus. Într-o mănăstire foarte bolnavă, în 74, dar când am intrat, n-am spus-o mai ca stareță cât să fie bolnavă. Am intrat în grup de 5 tineri, între care sunt cele care vin la hram la noi, ați auzit una, Maica Taisie, pe când așa frumos. Și, cum spuneam, nu mi-am spus mai ce stareță cât să fie bolnavă și m-am dat la treabă acolo cu celelalte. Am făcut până în 75, un an. Însă, boala și-a făcut datoria și-a mers înainte și am făcut o răceală pe uriu. Am căzut între neștiință, inconștientă, rău, rău, tot, în casă de gură pe nas. Și aveam niște medici ca să se oferă mănăstiri și atunci Maica stare să chema doctorii și când au văzut ăia, am văzut de ani mulți cele doctorii, când au văzut starea între viață și moarte, eu în inconștiența aia mea puțin atât am auzit, zicând doar Maica stare să tratați fata asta pe moară. Și apoi n-am mai știut nimic. Și au plecat doctorii de cu lor, dar Maica stare să nu s-a zăbovit și la spitalul. București, Cluj, Sibiu, Timișoara, peste tot. Din iulie 75 până în toamna lui 75 prin octombrie. După ce m-a pus spitalele, doctorul mi s-a spus, duceți-o acasă, că e în ultima fază. Nu mai țineți prin spital, că poate muri în spital și aveți probleme mai grele. Bine, mi-a spus Maica după ce m-am făcut bine treaba asta, ce zic doctorul. Și zice, soara Mărioară, zice, ți-ai trimis la Părintele la București, că de-asta ne vorbise despre Părintele, ne-au făcut cunoștință, ne-au prezentat, nu s-au
contractul nu mai înțelege. Și a fost și ăsta la vremea de plecat de părintele. Și te trimis, o trimis la cine. Când am ajuns la București, la Bucurescu, intru în curte, partea sostului, merg spre biserică și stă în ușa bisericii părintele și face mie mâine așa, că toată viața când l-am văzut, când punea mâinile așa, avea un mesaj. De fapt, nu credeți și întotdeauna erau importante și erau un mesaj, nu te înțelege. Și face mă în sfârșit la mine. Aveau 17 ani, suntem acolo în Trie, la Sibiacă. Eram acolo în servici și femeia mea a vestit despre un călugăr de la mănăstirea Sâmbăta, pe vreme, cu 40, care era extraordinar de vestit. Și acum acel călugăr e la București, e chiar de biserică, stă pe stare și plinează și spune la oameni. Eu cu atât am luat. Și eu de atunci, deci 12 ani în urmă, am dorit să ajung la cer politică. Și acum să spună în sfârșit ai terminat. Se ia acolo, vorbesc pe plin de lume, mă lasă să uite, iar mă vorbește cu alții, să spune din nou. Și iar un scaun așa de spate, trage lângă sobă și zice, hai lângă sobă, mă, vezi că ești înghețată de fric. Părintele știe că eu m-am înghețat, am înghețat la 5 ani, am venit pe Vaică la Rău, pe Zona, am venit la Vion, pe la Vion, pe Săpărinte, până la Iaz, care cunoaște traseul lui puțin dacă nu până la Iaz, pe Săpărinte, vreau cu un plită și cu poată mare și am trecit și am înghețat și mă găsesc un cetățean înghețat în el înghețat între viață și moarte. Și eu terminam, părintele știe că eu am înghețat extraordinar. A doua întâmplare de viață în ea, dar nu am zis Dumnezeu, le știa. Și ea mă iubește cu astea lui Dumnezeu. Și face foarte multe lucruri. Mă, slavă Dumnezeu, că ai ajuns în mănăstire, ai ajuns în zără o spiete, dacă o să nu pleci. Era un amicaj. Asta s-a spus.
El se duce de studiarea acolo, la profesor, și Duhul îi spun că nu mai ai nimic. Asta te spun ție. Extraordinar. Deci, eu nu am să fac cancer și să mă trebuiesc de mult. Vă zic că voi cu sănătate, ea e așa cum a zis, de bătrâni acolo. Dar mă ia ieșit și nu știu când. Ce-mi-a spus fie dacă așa sunt? Astăzi s-o fi fost de la rație. Deci, în oricare, după 10 ani, de zile, nu mai spune care ce s-a spus. Deci, eu am cancer, o să mă trebuiesc de mult. Care, și în 59,
acolo după ce l-a ridicat securitatea de la prizon. Acolo și-a făcut o casă și acolo locuiam și astăzi, acolo au rămas maicile care au trăiesc în oștia părinților, tot la Sinaia, doar când trec la Domnul, decedează, te duce la prizon și se mormântează acolo. Venim cu ele la Domnul, să începem. Continuă.
Vă dau un exemplu de lucru. Și eram acolo la Iisus. Și zice, de data asta nu eram în biserică și eram singură, sunt doar ta. Și intră în biserică o femeie, se uită într-o parte, se uită în alta, vei, mă rog, vede mine. Când mă vede ea, mă rog, vede mine, s-aruncă în mijlocul bisericii cu fața la pământ și spune cuvintele. Doamne, scapă-mă! Doamne, nu mă lăsa! Doamne, scapă-mă! Doamne, nu mă lăsa! Se întoarce spre noi și zice, aia cu căciune, bă! Extraordinar, mă. Și chiar aseară citeam, căuți-mi-le cuvintele părintelor iubiților. Vă spun sincer că nici cărarea poziei și cuvintele nu vine să le iau decât caietul. Și acolo chiar am găsit scris că e vorba de rugăciune cu să fie calitatea rugăciunii. Să nu fie pătată. Cineva care se rămâne. Vește, nu s-a tine, vedeai biserică, sărbătoare. Și când se oprește în dreptul persoanei, părintele îi spunea, măi, eu am spovedanie publică, mă. Eu nu cert omul. Eu cert venea și prostia. Se oprește de persoane și spune, cea care se ruga mult, am întins mâinile și mâna strângă și a zis, mă, n-ai nimic, nimic țăsut pe inima ta din toate rugăciunile tale care tot. Ați văzut nevastă, iubiților, două exemple de rugăciune. Cine vrea că ați spus trei cuvinte, dar ați spus cu toată ființa. Și cealaltă nu ați spus la mult. Și n-a luat nimic. Pentru că n-a mai fi niște asociați. Pe toată vorba e de care făcea. Fiecare cum o trăia ajunga. Și atunci, iată, pentru cuvintele părintelui care a zis ca rugăciunea noastră să fie luată în sală de Dumnezeu, să nu avem conștiința și sufletul pătat. Iubiților mari, a zis, mă, să fiți traversați de Domnul Hristos. Tot atunci când vă întâlnești. Iar altă dată, referitor la rugăciune, în calitate e tot așa, și condiția, dar și cauza care nu-i primită rugăciune. Zice, mă, referitor la ceartă și la înțelege, într-o zi din noi la mine. Care s-a încercat? Și eu am putut să-i fac cum era luminat la mine, iertată și de la celălalt lucru. Eu am zis, mă, iartă, mă, uite, e iartă, dar de ce nu e? Iar la patii
să ai barieră să Dumnezeu în ziua, în spate. Atât de mult ne vorbea despre gravitatea patrului în ziua. Femeia tine, ia să citim, avem în partea noastră călugărească Pateritul Egiptean. Asta era școala Dumnezeu cu noi. Ne punea să citim, după aia să explicăm ce am citit. Doar dacă nu știam să explic, vorbeam să zicești, cum e cuvintele mele ce vrei tu să zici. Și am foarte mult pe minte, a curăți mintea de fapt. Și inima. Pentru că spus că patimile întâi sunt pui. Împolțesc în noi, apoi să fac șef și balau și mâini. Și noi cu vârsta împătrânim, dar patimile întâi. Și la bătrânețe nu le putem. Nu le putem înfrânge. Nu le putem scăpa de ele. A spus, dacă nu te lupți cu patima, indiferent care e aminții, răutate, dușmănie, curie, invidie, a spus la răutate, la patima, la răutate, a spus, mă, răutatea și mura este suma tuturor fără drege. Mai sunt pe el este mândria, pomul, iar egoismul, rădăcina tuturor fără. Doar câteva ne-a spus. Dar și noi. Și să ne urmărim pe noi, că ne aflăm în ce categorie în care ne-a urmărit. Dar să ne ferim, exact cum spuneam Sfântului, să ne ferim de păcate, cadă focul care parte. Și tot legat de patim, spuneam că pe om îl conduce patim. Dacă nu ne luptăm cu ea, indiferent care e ea, ne conduce ea. Dar în cap la mine nu intra acum, nu știu dacă.